Proiectul primăriei municipiului Timișoara de amenajare a unei parcări umbrite în zona Girocului intră într-o nouă etapă, după ce toate ruinele care ocupau spațiul public și gardul de beton au fost demolate. Societatea Drumul Municipale a preluat amplasamentul și a început săpăturile necesare și trasarea zonei pentru amenajarea celor 80-90 de locuri de parcare. În paralel, serviciul Spații Verzi toaletează copacii de la intersecția străzii Martir Ioan Stanciu cu strada Cosminului și pregătesc terenul pentru plantarea a 20 șapte de arbori. Am tras tare în ultimele zile să terminăm demolarea și curățarea întregii zone și să le facem front de lucru celor de la SDM și de la Spații Verzi. Întreaga amenajare pe care o facem aici ține cont de discuțiile avute cu cetățenii din zonă și de nevoile pe care le au. Vor fi locuri de parcare, dar vor fi și spații verzi, parcare pentru biciclete sau trecere de pietoni supra-anălțată pentru siguranța copiilor și a seniorilor, a precizat primarul Dominic Friț. Noua parcare va fi realizată cu dale în ierbate, de beton și va fi completată de alte aproximativ 20 de locuri de parcare laterale pe strada Martir Ioan Stanciu.